Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Așa cum v-am promis, astăzi am pregătit Q&A-ul organizat pe Instagram-ul meu. Haideți să vedem întrebările. Baitelul m-a întrebat, câți ani ai? Am 20 și urmează să fac 21. Dream Paul mă întreabă, ce părere ai despre rapper? Păi, eu în general ascult orice fel de muzică, dar rap-ul nu e pe gustul meu. Alex Alecu mă întreabă, crezi că basketul are viitor în România? În ciuda faptului că basketul la noi în România nu este atât de dezvoltat precum în alte țări, adică Spania, Germania, Franța, America, șansele unui jucător de a ajunge la un nivel înalt sunt destul de mici, pentru că, de exemplu, din experiența mea proprie, noi acum, spre vârsta de adolescență, facem bazele pe care trebuia să le avem deja de la vârste mici, 11-12 ani. Și noi abia acum le lucrăm la individualizare, ceea ce nu este ok, pentru că în alte țări se fac chestiile astea foarte devreme. De aceea nivelul nu o să poată să fie prea curând atât de ridicat și la noi în țară. Da. Marian mă întreabă, câți ani ai, de unde ești și ce pasiune ai? Cum spuneam, am 20 de ani. De unde ești? Sunt din București. Și ce pasiune am? Pasiunea mea este basketul, evident. Dar, cum spuneam și în primul vlog, îmi place să joc și tenis, să citesc, să călătoresc foarte mult, să fiu foarte activ pe social media. Alex Micuța mă întreabă, ce trebuie să fac să devin jucător profesionist? Păi, în primul rând, trebuie să îți urmezi visul tău, să știi ce vrei să faci în viață, să știi dacă asta vrei să faci tu cu adevărat în viața de zi cu zi, pentru că trebuie să renunți la multe, la vacanțe, la timp liber, la de toate. Nu prea e timp de altceva. Bine. Ai plâns vreodată la un film sau serial? Da, am plâns recent la Casa de Papel când a murit Nairobi. Îți plac filmele de groază? Da, sunt preferatele mele, pot spune. O întrebare foarte interesantă. Vacanța favorită? Plaje, munte sau o capitală? Îmi place foarte mult muntele, zăpada, dar îmi place și o escapadă așa de vreo 2-3-4 zile maxim la plajă. Pentru că eu dacă stau, să zicem, o săptămână, două, într-un singur loc, mă plictisesc și nu-mi place genul ăla de vacanță, deci... Dan mă întreabă, ce mașină ți-ar plăcea să conduci? Este foarte greu de ales aici, dar probabil că aș alege Audi Q8. Georgiana 1 mă întreabă, când vii la Sighet? Sincer, nu știu când vin la Sighet, dar ce știu sigur este că plănuiesc un tur al României care cu siguranță va include și zona aceea a țării. Dacă ai putea să trăiești în altă țară, care e aceea? Am gândit în ce țară mi-ar plăcea mie să mă stabilesc și cred că aceea este Turcia. Alsner Eva mă întreabă, ai încurajat să te apuci de vlog? Apropo, super treabă. Mulțumesc foarte mult de apreciere. Am încurajat faptul că de ceva timp chiar mă gândeam să mă apuc de vlog. M-a încurajat faptul că primul este o piață dezvoltată și am foarte multe de oferit. Dani Ioniță mă întreabă, pot să ți-o pun? Da, Dani, pe întrebare poți să mi-o pui. Vlad Felea mă întreabă, dacă ai fi selectat la draft pentru NBA, cu ce echipă ai vrea să începi? Păi, asta contează și al câtelea pic ești, pentru că nu prea depinde de tine, adică mulți jucători care sunt acolo în draft nu știu la ce echipă vor ajunge. Să-ți răspund la întrebarea la ce echipă aș vrea eu să încep, sincer îmi place foarte mult Dallas Mavericks, deci probabil că acolo pentru început. Monica Andreea Bota mă întreabă, la ce facultate ești? Sunt la Universitatea din Pitești, la secția de sport. Te adaptezi repede în anumite situații? Depinde de situație, dar în cele mai multe cazuri, da, mă adaptez destul de repede. Ce preferi? Ziua sau noaptea? Ziua, clar. Anthony Holt mă întreabă, do you like fitness lifestyle? Yes, I like it. Dennis Chinezu mă întreabă, cum ai ajuns să joci basket la nivel profesionist? Păi prin foarte multă muncă și ambiție, în primul rând, și pentru că mi-a plăcut foarte mult ceea ce fac și știu că asta vreau să fac mai departe. Bogdan Elit mă întreabă,
Ai de gând să-ți continui cariera în lumea basketului? Normal că vreau să-mi continui cariera de basketbalist. Asta e ceea ce îmi doresc eu de când sunt mic și continui pentru visul meu, chiar dacă trec prin multe dificultăți cu accidentări, dar o să continui să lupt pentru ceea ce îmi doresc. O întrebare de la Monica Bota. De la ce vârstă ai început să joci basket și la ce echipă? Am început să joc basket la vârsta de 7 ani și jumătate la Basket Club Dan Dacian. Huștiuc Luca mă întreabă care este cea mai frumoasă amintire din basket. Păi cu siguranță n-am să uit niciodată meciul câștigat cu Steaua de la U20, practic finala, în care noi trebuia să câștigăm la cel puțin 25 de puncte. Dacă îl câștigam astfel, câștigam campionatul și planta să câștigăm la mai puțin de 25 de puncte și atunci ieșeam pe locul 2 sau respectiv 3. Și îmi amintesc că am jucat toți super bine în acel meci. Pe urmare am câștigat acel meci la diferența de care aveam nevoie și am ieșit campion național la acea categorie. Cum este să fii sportiv de performanță? Păi este foarte frumos să fii sportiv de performanță. Ai foarte multe beneficii, călătorești foarte mult, dar trebuie să renunți la foarte multe lucruri pe care un om normal le-ar face în viața de zi cu zi. Marcu George mă întreabă la ce vârstă ai început basketul. Cum spuneam și mai devreme, am început basketul la vârsta de 7 ani și jumătate. Ce sporturi îți mai plac în afară de basket? Păi, după basket, cel mai mult îmi place tenisul de câmp. Foarte mult. De obicei, când am timp liber, îl practic. Mai ales vara, pentru că după ce terminăm campionatul, avem câteva săptămâni libere și atunci pot să îmi ocup timpul și cu alt sport. Cristian mă întreabă care este cea mai mare frică a ta. Cea mai mare frică a mea, cu siguranță, sunt șerpii. Ionuț Neacșu mă întreabă de ce să da atunci când ar trebui să nu și să nu atunci când ar trebui să da. Depinde. De fapt, Bărloganu mă întreabă dacă îmi este dor de Goran. Goran este un antrenor pe care l-am avut eu timp de un an de zile, dar noi ne cunoaștem de mai mulți ani și mi-a oferit și multe sfaturi. Da, pot spune că a fost o perioadă dificilă când el m-a antrenat. Era destul de dur cu noi, voia să fie totul la perfecțiune, să nu greșim absolut nimic. Dar sunt convins că ești un antrenor foarte bun. Young Luck mă întreabă înălțime și greutate. Am 1,90 și 86 de kilograme. Care este influencerul pe care îl admir cel mai mult? Nu știu dacă este chiar influencer, dar ca persoană publică îl admir foarte mult. Andrei Andrei este un personal trainer foarte bun și care lucrează în Dubai. Și cu siguranță, dacă voi ajunge în Dubai într-o zi, vreau să lucrez neapărat cu el. Adelina Petrescu mă întreabă, unde mergem în vacanță? Păi, după ce trece pandemia, cu siguranță ne gândim unde să mergem și o să fie o vacanță nebună ca toate celelalte. Ai animale de companie? Da, am un câine și o pisică. Care este povestea Ritei? Păi eu îmi doream foarte mult un Akita și iubita mea s-a gândit să-mi facă cadou acel cățel și la cât de nebună e, s-a dus până la Pitești unde a găsit niște pui de Akita și mi-a luat o fetiță foarte frumoasă și drăgălașă, dar povestea este următoarea. După ce a luat-o, pe lângă faptul că în mașină Ritei a fost rău, pentru că era primul drum cu mașina, ea avea 2 luni, na, nu prea știa. Și când a ajuns acasă, sora iubitei mele, Alessia, a făcut o poză pe Snap, din greșeală ce-i drept, iar eu am văzut-o imediat și era poză fix cu Rita. Și în acel moment i-am dat mesajul pitei mele că ce cu cățelul ăla la sora ei în brațe. Și mi-a spus că nu, că nu e al nostru, că e al vecinului și vă dați seama că eu n-am crezut-o.
Și după mi-a dat mai multe poze cu ea și în loc să fie cadou de Crăciun, a fost cu 2 săptămâni mai devreme. De cât timp ești cu Gabriela? Suntem de aproape 2 ani împreună. Astea au fost întrebările voastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri, pentru încurajări. Vă aștept cu un follow pe Instagram chiar aici. A plăcut vlogul de astăzi, lăsați un comentariu și un like. Nu uitați și de pagina de Facebook, Năsturescu Antonio.